Episodul 3, doamnelor și domnilor, din aventurile cu Shaormel, ce să vă povestesc că s-a mai întâmplat. Ei bine, uh, hai să luăm tot încetul cu încetul. Deci am făcut azi dimineață, am postat episodul acela. Episod pe care nu mi l-a mai șeruit. N-am mai vrut să mi-l promoveze cu dați report, dați report, dați report aici. Nici el, nici ciucurel. Deci să înțeleg că am învățat ceva. Am încercat să vorbesc cu el pe Discord, o să ajunge și la postarea lui după comunitate, că chiar așteptam un răspuns de la el. Mă rog, deci i-am dat eu at pe Discord, îmi dă un semnul întrebării, eu îi zic că am vrut să-l salut. Așa. După care începe să pare el mai agresiv. mai posulica, ai plus pentru blocul ăla, nu știu ce. În timpul ăla eu nu mai eram online pe Discord, că mi-a scris și pe la două noaptea niște mesaje. Așa. Dacă, să vă fac screenshot-ul să vi le arăt aici, eua, că sunt puturos. I-am răspuns de dimineață pe la 10 jumate. După care, nici nu vă mai citeți, vă las screenshoturile acolo. Îmi las el un mesaj pe la 1, în care a început. N-am cre crezut că poți fi politicos. Eu eram convins că nu se poate vrea cu un specimen. Și după aia a început să dea acolo, să îmi prefer să bage, caldaboș, cârnați, mațe, ridic, tot ce are acolo. No, și ghiți și ce, iar mi-a dat bloc, pentru că nu s-a mai trimis mesajul, am și asta cu roșu, vedeți aici, deci presupun că mi-a dat bloc și pe Discord. Și chiar am vorbit extrem de civilizat cu el în ultimul, în ultimul, clip, mă rog, în precedentul. Și am văzut postarea lui. Când am, când am deschis, o a robat suibit. Mă, mă, cât a scris. Eu mă așteptam să fie numai văicărel, numai să fie agresiv cum e el pe privat, pe Discord și pe Instagram. Însă, exact cum face el, s-a plâns o grămadă. Deci a scris... Cred că vreo 3-4 ecrane de astea de telefon, în cazul meu, da, vreo două ecrane și ceva de pisiu și a scris o grămadă. Hai să vă zic pe scurt că am ce a zis acolo. A zis chestii în primul și în primul rând, că nu-l interesează clipurile mele, deși uh, este foarte atent dacă pun ceva. A mai afirmat că am trimis-o oamenii de pe discord de la mine să-l să stolcărească, deși nici asta nu este adevărat. Ba, din contră. Culmea este că el spune că nu-i pasă de ce zic eu că s-a uitat un minut la clip și l-a închis și nu știu ce e dar tot el este acela care șterge toate comentariile și a dezactivat like-urile și dislike-urile după canal când colo dacă veniți și la primul și la al doilea episod din aventurile cu șormel o să vedeți acolo. Like-urile și dislike-urile, diferența cea mare, pentru că sunt aia mai micuți de vârstă, cu gen cât are el vârsta mentală, tot au eu vârsta nacte care gen mi-au dat report și dislike, dar l-au dat degeaba. Uh, o să vedeți acolo o de comentarii. Am dat inimioare și la alea de îți dau jos canalul și la alea de susținere, am dat mai la toate inimioare, am răspuns pe acolo. Altă chestie pe care a spus-o în postarea sa, o găsiți la, la Shaormel pe canal, a zis că și în al doilea episod l-am făcut în toate felurile. E, să fiu al dracu, dacă l-am înjurat eu și l-am făcut ca în primul episod, mă rad în cap și îmi dau foc la părul de la cur, și dacă, a, și dacă, am eu dreptate că am fost foarte civilizat în al doilea episod și l-am mâncat căcat, din partea mea să se rade el în cap și la cur. Că sigur are mai mult păr la cur decât pe față. Da? Că acum sunt agresiv, că dacă îi vorbești frumos, se face că n-aud. Dacă, dacă zici ceva, a turbat. Ce mai zice? Zice că nu e normal ca eu la 20 de ani să zic că-i pizdă, dar eu zic că nu e normal nici el ca la 18 ani să se ofenseze pentru așa ceva. Dar cine știe? Adevărul doare! n-avem ce să-i facem. Și voi care le-a zis pe cea să mă uită, să mă uit. Deci a zis că mi-am trimis oameni la el pe canal, deși asta nu este adevărat, că i-am trimis spion pe Discord, deși nici asta nu este adevărat, tot el șterge comentarii de la el de Uh, canal, tot dă blog la cei care dă blog la toată lumea, altă chestie în postare face, o să-i spunem tractoraș, ca păreclă să nu-i fac reclamă deși mi-a adus vreo 200 de abonați, încă este postarea aceea cu linkul de la clipul meu, deci nu înțeleg de ce-mi face reclamă uh, a încercat și el să-mi facă niște mimuri și cu mine, dar și cu Chrome, deși Chrome n-a făcut nimic de data asta, dar a făcut mimuri și cu Chrome, aveți screenshot-urile pe Discord la mine de dimineață tot așa încercat să facă mimuri, dar plor, băi, i-am dat eu niște bimuri. Le vedeți pe comunitate la mine sau dacă nu, ele ne să le mai pun acum pe ecran că n-am chef să editez foarte mult. O, altă chestie. Zicea de canalul meu că este în ghilimele muncit, că adică zice în mod indirect că am un canal nașpa. Mai domnule, hai să comparăm. Tu ce postezi pe canalul tău? Strict clipuri cu un căcat de joc? pe telefon. Eu în schimb, hai să vedem, ce postează Nenea video Postează Nenea Ove și vloguri, și, printre care și normale prin oraș, și plimbări cu mașina, fac și efecte cu green screen. No, dacă tu o să fii în stare să folosești un amărât de croma, să scoți un, o culoare verde de pe un efect ceva, eu îți, dau, îţi fac cinste cu un chirtoș cu alaci. No, asta chiar m-a uimit. Deci, în mod indirect, așa, cu aer cu aeredal de, de la fasolică, cu beșini în că Canalul sau mirobolant, cu conte mai pomenit, deși el postează strict live-uri și episoade cu un singur joc. Și eu fac live-uri cu CS16, dar mai bag, mai bag un Omega, mai bag un Call of Duty, mai bag cât un joc de ăsta, gen Simulator, mai bag... Mai multe chestii, mai fac cât un vlog, mai fac cât un Q&A, mai fac cât o chestie editată, câte ceva bun. El face strict același joc, deci are acum Uh, nu știu cum să vă spun că am zis și în episod I-am zis și pe, pe mesaje Deși nu cred că le a văzut că mi-a dat bloc I-am spus El trăiește într-o bula lui imaginară În care are impresia că el este gen buricul, nu, buricul pământului Buricul sistemului solar El se crede soarele și are impresia că tot, Toate planetele fiind uh, Youtube, uh, social media Viața reală, toți se învârtă în jurul lui Și că el contează Și are impresia că dacă vine unul mai mare Ca el în vârstă Atâta zic în vârstă și îi, face, îi spune ceva ce nu-i convine fie critică constructivă fie hate fie sfat fie contrazicere refuză să accepte că el are impresia că probabil da e genul la de om care când s-a văzut cu drept de vot și cu drept de condus deși o, ăsta nu i-aș da carne de conducere zic asta ca și viitor șofer. Uh, el are impresia că pentru că a făcut 18 ani, este independent, este un adult, are mereu dreptate Și lui convine când îi face hate, cât un copil Dacă vine unul mai mare, se cacă pe el, nu mai știe ce să facă No, cam acesta este al nostru șaormel Pe privat este un om extrem de agresiv Zice, zice că vă face, că nu știu cum, îmi chide canalul, mă termine, nu știu ce Iar pe public, pe YouTube, se plânge No, am vrut să-i fac... Uh ofertă, să facem un live, să spună rufele în public, tot el zice că n-am ce vorbi cu ăsta, nu știu ce, dar cum am acționat... Uh, cum am postat episod, uh, cum mi-a plăcut, cum mi-a zis într-un mesaj, că ci, că... Nu, no, eu mersi de porție de râși de falori. În primul și în primul rând, diferența dintre ce mi-ai dus tu ca subscriber și ce falori ți-ai făcut tu pe Insta, este cam așa. În primul rând, ai tăi, cum le spune tu, sunt trădători cei care s-au abonat la mine. Că în loc să te asculte pe tine, să fie niște membri ai turmei tale de boi, au devenit oameni inteligenți cu mult, cu un nivel superior peste tine. Nu mă refer la pur și simplu fapt că nu te-au ascultat. Mă refer la pur și simplu fapt că nu au fost membrii turmei au încercat să... chiar au reușit să gândească ceva ce nu, tu nu prea reușești, și ghici ce, au luat o decizie proprie și au făcut singuri o opinie, fără să fie sfătuiți. Că sigur pe tine te-au mai sfătuit câțiva, probabil mai mari, mai mici în cifre sau un an. Dar asta este altă parte și al doilea lucru. Așa, deci tu ai făcut eu am făcut abonați, tu ai făcut trădători Și falori aceea pe care ai făcut tu pe pe Instagram, mai mult ca sigur sunt cei care doar erau curioși cum arăți tu, probabil ți-ai pus contul pe privat, asta nu știu că oricum mi-ai dat bloc, dar asta este altă parte. Gândești doar atât. Mi-a venit lumea să-mi facă susținere și să-mi spatele. Ține, ține, cine ți, cine ți-a dat follow, dar a dat doar de curistate să vadă cine ești tu și cam ce specimen ai putea să fii. Că, tu ești, că aș putea spune despre tine că ești un specimen eșuat și din punct de vedere uh, mental, după cât ai făcut până acum, și din punct de vedere fizică, dacă o dăm așa, nici eu nu sunt cel mai frumos. O fi eu pletos, o arăt eu. A pletos a călugăr, dar știi că diferența. Eu măcar arăt mai spre Isus, tu așa pletos cu castronul la în cap și cu bretonul făcut de mă, A zici că ești ceva drăcușor de ăsta dintr-un cazan, nu cu zmoale, în cazan cu căcat, scos acolo, scufundat. Știi bancul ăla? Gata, băieți, pauza s-a terminat, capul la fund. Tu ești la care stai mereu pe la fund pe acolo. E, eh, așa, ne-am și pierdut ideea la cât am vorbit no deci ați văzut un om extrem de agresiv pe privat dar pe ăsta știe să se plângă să se plânge are impresia că lumea se învârte în jurul lui are impresia că îl stalkăresc că nu accept realitatea, deși el este tocmai ăla frustratul. Refuză să accepte adevărul că până și subscriberii lui o parte i-au întors spatele, că nu poate să-mi dea clipul jos, că practic nu are ce să-mi facă șaurmel al nostru. Mă înțelegeți? Dar ce să-i cer lui am punit înregistrarea, hai că înregistrează, era să, era să mă dau capul de pereți. No, așa că ce pot spune? Zici tu de bine, fiindcă ți-am spus un cuvânt care nu-ți place că este, cum să zic, jignitor și ceva normal la vârsta mea. No, eu cred că e mai ok să înjuri. La 20 de ani să înjuri un handicapat mental, nu știu dacă ești fizic, de la cum mă zici că te-a bătut soarta rău. Mai ceva ca în clipul ăla cu manevra de wrestling. Apropo, zici de ea la cu manevra de wrestling. Bă, tu ești atât de prost când ai înțeles ideea clipului. Ideea nu este că ți-ai luat bătaie. Ideea este că am încercat să fac un context acolo, o imagine artistică și un meme și un edit pe care nu l-ai înțeles. Tu era ideea că ceva de genul că ți-ai luat un Ideea este... În caz că n-ai văzut, dacă ai știut să citești ce am pus acolo, am scris că ai încercat să faci spam de reporturi. Că ți-ai pus abonații, te-ai dus tare la atac, ai zis că ți și ai pupat pământul. No, dar tu ai că gen, pu, ai luat-o ca amenințări sau ce pui mei, ai scris tu pe aici. Da, tu nu înțelegi umorul. O altă dovadă că ești un copil prost, că degeaba ai 18 ani că tot un copil e și o să ai o minte de copil și o să arăți ca un copil, că de asta nu te dezvolți și arăți ca un prepubertar de nu au dat flot și Că ești pro și nici creierul tău nu se dezvoltă. Ai înțeles? No, acceptă realitatea că tu sigur ai crescut în puf. Și chiar sunt curios, ce făceai tu când aveai bullying la școală? Că tu nu arăți genul ăla care făcea bullying. Sau poate tu erai copilul părăcios care nu avea prieteni. Și asta ar putea să fie o chestie. No, ce să mai zic? Eu e matur, deci... Zici de mine că vorbesc scurt la 20 de ani. Dar tu care turbești și te oftici în ultimul hal, nu ești în să-ți să faci o opinie proprie și ai prieteni de maxim 14 ani, adică cu 4-5 ani mai mișca tine. Că așa, așa, cred că singurele fete care te bagă seama sunt cele pe canal de la tine. No, și... Ce mai e Că am făcut live de Revelion. Ia, ia aceste poze de aici. Ă? În afară că sunt eu în pozele astea. E ceva ce tu nu ai. Prieteni de vârsta ta și făcuți pe Principii da, să e prietenie și de înțelegere, nu pe interes că ești youtuber sau ceva de genul. Așa că ce să mai. Ai dovedit că ești un gunoi și sunt sigur că te-ai uitat până la final. Dacă n-ai sau poate chiar ai închis clipul că ai văzut că n-ai ce să faci. Da, și Ormel, te salut și îți urez dezvoltare mentală plăcută. V-am pupa pe toți. A, ah, și, și mi-am amintit acum, înainte să-l pun la randat. Uh, zice el care așteaptă o porție de râs. No, cam așa reacționează el când vede că am postat video despre el și dă play și ascultă primele 50 secunde. <laughs>